Doamna Monica Macovei a evoluat mult ca om politic, da, foarte mult. În 2012, când voia lumea să scape de Traian Băsescu, doamna Macovei vorbea despre o lovitură de stat, despre război civil. Între timp, pare că s-a țignit și mai tare. Acum are un discurs ușor apocaliptic. Pare că ne spune: fraților, sfârșitul e aproape, pocăiți-vă, căutați un procuror în fața căruia să vă mărturisiți păcatele. Tot astăzi s-au discutat 22 de proiecte de lege de modificare a codului penal și de procedură penală. Unul dintre ele prevede abolirea infracțiunii de conflict de interese, de care sunt acuzați mulți parlamentari, mulți au fost și condamnați și chiar Victor Ponta e acuzat acum de 3 infracțiuni de conflict de interese. Deci eu văd că toate aceste lucruri se construiesc într-un plan și că iarăși vine luna iulie-august, în care multă lume e în vacanță, în care se va da o lovitură de grație. Da, păi ăsta este unul dintre semnele apocalipsei. Ci că dacă se strâng deputații să discute modificarea codului penal, atunci sfârșitul e aproape. Mă rog, probabil că e vorba de sfârșitul sesiunii parlamentare, da? Ce face Ponta? Amenință opoziția că dacă fac demonstrații, e infracțiune. Vine și Cazanciuc și ne spune și el asta, că demonstrațiile sunt infracțiuni. Deci ne-am întors la anii 90. Toți au rămas elevii lui Iliescu și al Năstase. Și Ponta ne-a amenințat și cu contrademonstrații. Adică aduceți voi 10.000 de oameni, las că aducem noi 100.000. Deci dacă asta e democrație, suntem, aș spune, în anii 90, mergând înapoi, spre 87, 6, 5 și așa mai departe. Deci mergem spre dictatură, cu pași foarte mari și spre cartelul mafioților. Cartelul, da, deja e acolo. Asta pare o altă chestie care anunță apocalipsa după Macovei. Păi atunci când se ajunge la sfârșitul istoriei, timpul începe să curgă în sens invers. Ne întoarcem la epoca Iliescu, apoi la mineria, de la comunism. Mă rog, doamna Macovei n-a continuat, dar urma să zică și că o să ne batem iar cu turcii, cu tătarii, cu leșii. Auzi, mă, Răducule, dar parcă emisiunea aia cu fenomene paranormale de pe B1 era în weekend, mă. Ce au făcut ăștia? Au mutat-o în timpul săptămânii?